Yes, I do, I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard that they should seem so dark, the moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No word can explain the way I'm missing you. Tonight, this emptiness, this hole that I'm inside, these tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you? I'll take care of you, and I don't want to be here if I can be with you tonight. I'm reaching out to you. Can you hear my call? Yes, we will. This hurt that I've been through, I'm missing you like crazy. You, can I lay by your side? To you. Iulian și Bogdan, mamă, ce moment! Marca Tudor-Chirilă, bravo băi, bravo, bravo! Ia să vedem, Irina Rimes, specialist în Tudor-Chirilă. Singur specialist în Tudor-Chirilă este Tudor-Chirilă, nu sunt eu, nici pe departe. Mulțumesc, Irina! L-am văzut pe Tudor foarte mulțumit și exaltat în momentul vostru. Eu am fost un pic mai reticentă pentru că mie nu mi-a plăcut atât de mult. Și cred că nu mi-a plăcut prima parte, partea lui Bogdan. Acum, părerea mea poate fi subiectivă. Eu aș merge mai departe cu Nunucă. Teo. Bogdan, ai un timbru superb. Dar răspund sincer, battle-ul ăsta a fost al lui. El a trăit momentul ăsta de parcă nu o să mai cânte în viața lui. A dat tot, efectiv tot. Smiley. Mulțumim. Mie mi s-a părut foarte echilibrat și amândoi ați fost foarte buni. V-ați armonizat foarte frumos. Na, uite, vezi, femeile simt altfel lucrurile. Întotdeauna. S-ar putea ca Bogdan să fost un pic mai încordat. Dar dacă vorbim despre cântat doar, mi se pare că a fost foarte echilibrat. Foarte echilibrat. Felicitări băieți, felicitări antrenorului pentru alegere. Denis, ție cum ți s-a părut? Eu nu-s de acord aici cu colegul meu. A fost într-adevăr echilibrat, dar eu n-am simțit că se îmbină foarte bine vocile pe această piesă. Adică, într-adevăr, simt că Iulian a fost mai în apele lui pe această piesă. Mereu sunt în apele mele când vine vorba de muzică. Ce șmecherește! Dar, overall, ați cântat extraordinar. Mulțumim, ne-ați oferit un moment superb. Mulțumim, bravo, Bogdan, am reușit. Tudor-Chirilă, i-ai auzit pe ceilalți antrenori, i-ai auzit și pe ei. Ați fost un cuplu cu care mi-a plăcut foarte mult să lucrez. Au fost foarte serioși. Să știi că, dincolo de discursul Irinei, m-am uitat un pic la ea, mă uit la colegii antrenori așa din când în când. Irina trecea, atât cât nu i-a plăcut ei, de la o stare la alta cu foarte multă surpriză. Când cânta unul ceva, făcea ochii mari. După aia cânta celălalt, făcea ochii mari. E greu să o trezești pe Irina din somn, în general. Dar minte să o faci să facă ochii mari, adică să se întoarcă de la unul la altul, ca și când nu se aștepta ca tu, Bogdan, să cânți aia acolo și ca tu, Iulian, să cânți acolo. Și atunci întrebarea mea este dacă cumva rostul, în sensul bun al artei, nu este să și surprindă. Sunteți mișto, a fost un moment excelent, credeți-mă. Credeți și pe cei din sală care v-au aplaudat cum v-au aplaudat. Vă felicit și... Te rog, crede-mă și pe mine că vine acel moment când trebuie să te întreb ceva. Dacă ești pregătit cu decizia. Pentru că eu voi spune, decizia lui Tudor-Chirilă este... Bucuria de a fi pe scenă este o condiție obligatorie și pentru chestia asta, în seara asta, are un punct în plus Iulian. Și cu el merg mai departe. Iulian merge mai departe în echipa lui Tudor-Chirilă. Aplauze pentru el!